O minune a făcut ca accidentul produs astăzi pe drumul dintre Craiova și orașul Balci să nu se transforme într-o tragedie. În urma impactului dintre un autocar în care se aflau 20 de muncitori și un autoturism, au fost răniți șoferul și pasagerul din mașină. Au rezultat două victime. Este vorba de șoferul autoturismului, în vârstă de 23 de ani, cu un traumatism la membrul inferior stâng, și un pasager de pe bancheta din spate, tot de 23 de ani. Acesta prezenta mai multe traumatisme la nivelul feței. A fost preluat de un echipaj de la ambulanță. Cele două victime au fost transportate inițial la spitalul din Balș, tânărul rănit mai grav fiind transferat la spitalul din Slatina. Pasagerii din autocar și-au continuat drumul cu un alt autocar al societății la care lucrau. Din primele cercetări s-a stabilit că cei doi șoferi implicați în accident nu consumaseră băuturi alcoolice. Din primele cercetări s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani din municipiul Craiova, în timp ce conducea autoturismul, din cauza oboselii, a adormit, a pătruns pe sens opus și a intrat în coliziune cu un autocar condus regulamentar de un bărbat de 33 de ani din orașul Balș. Șoferul autoturismului este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.